Reprezentanții primăriei Botoșani au un plan demolarea șirului de garaje din tablă din preajma Colegiului Național Mihai Eminescu. În locul acestora vor fi realizate mai multe locuri de parcare. Este o abordare pe care o au mai mulți primari din țară în ceea ce privește aceste garaje, care de multe ori sunt folosite ca spații de depozitare. De altfel, în unele orașe mari din România, acest lucru a și fost pus în practică. Primarul Cosmin Andrei a explicat că a ales această zonă din cauza aspectului inestetic al acelor construcții din tablă, dar și din nevoia de a asigura noi locuri de parcare pentru botoșănenii care locuiesc în zonă. Este vorba de zona adiacentă liceului Mihai Eminescu, unde avem o baterie de garaje care arată foarte rău și care inițial era în documentația de avizare prevăzută cu locuri de parcare acoperite. Aceste locuri de parcare acoperite de-a lungul timpului s-au transformat în niște garaje care arată foarte rău. Avem niște nevoi în zonă pentru decongestionarea traficului pe strada Octav Onicescu și pentru pregătirea unor locuri de parcare atât pentru riverani, cât și pentru cei care vor fi nevoiți să-și mute mașinile atunci când reabilităm infrastructura de circulație a tramvailor pe strada Primăverii. Intenționez să propun consilierilor poziției bugetare, apoi documentației de urbanism pentru demolarea acestor garaje și pentru construirea unei parcări. Cei care au garaje în această zonă spun că mai bine s-ar construi garaje noi. Dacă s-ar putea face, să fie, de exemplu, niște construcții mai frumoase ca să încânte și ochiul și mai utile, știți? Dar nu văd ce mare spațiu ar câștiga pentru un loc de parcare descoperit. Domnule, el dacă ar fi, el arată urât și vechi. Dacă s-ar putea face alt, pentru mine, de exemplu, sunt foarte convenabile, că iarnă umblu mult și de asta zic, dacă cumva să le mai retragă, să le facă altă formă, să zic, da, că toată tablăraia asta e și urât. La Botoșani, cele mai multe garaje au fost construite după 1990, aproximativ 3.000, când s-au încheiat contracte de concesiune pe 25 de ani la prețuri modice. În alte orașe din țară, printre care și Clujul, garajele au fost demolate.